Mai există o farfurie cu 19 puncte, deci asta înseamnă că e tot pe locul 3. Iar asta este farfuria lui... E foarte greu, pentru că Gina te privește pe fiecare în parte, nu știi, înseamnă că zice de tine dacă se uită la mai mult, adică să întoarce privirea. Și pe aceea... Ionuț. Ce ai gătit, Ionuț? Ca probă creveți, am făcut tagliatele cu creveți și sos thai și am avut niște bavete primăvara. Cine ți-a dat creveți? Doamna Michi. Ești tu sărumână? Da. Ai mulțumit? Da. Să iei un buchet de flori. Și nu vine să cred. El a avut elementul impus creveți și n-a luat notă maximă. A vrut o da creveți. Ce să fac eu? Ce putere am eu să-i spun doamnei Vârtop nu da creveți? Trebuie să-i spună să rămână, că uite, l-a ținut în concurs. Mergi în bucătărie. Ai grijă, Ioan. Ai grijă. N-ai cum să-i dai creveți. Cred că lui Michi îi place de Ionuț. Și Ionuț, săracul, cred că s-a simțit depășit de situație, dar îmi place că s-a îmbrățișat măcar. Bravo! Bravo, băi! Bravo! Cine e Ionuț? A, băiatul ăla slab, nu? De la Bonte. Ceva bolandiule, am intrat după tine? Nu mai ești chiar așa de bun? A avut noroc cu ingredientul, atât. Și cu toate astea, uite, a patra farfurie, că al treilea am fost eu. Vezi că am același punctaj. Chiar dacă am avut același punctaj. E sumin. Da, vedem. Ei bine, acum trecem la farfurile de 17 puncte. Unul din concurenții care a obținut 17 puncte la ambele farfurii este... Bucă. Spune ce ai gătit. Care a fost tema ta, de fapt? Ca să arunci după mine. Scuze. Și ce ai mai avut? Și cine ți-a dat mărul? Mușcat de Loredana? Lasă mărul, ce ai mai avut? Ce ai gătit pe lângă? Pastă primavera, tagliatele. Alea la spital? Da. Ia-ți mărul și fugi. Ia-ți mărul și fugi în bucătărie. Mai bun decât da, era mărul mai bun. Tu ai avut mărul mai bun decât cealaltă pastă, Bucă. Ai făcut paste cu ingrediente impus mai bune decât ce ți-ai ales tu să faci. Incredibil. Dar n-a fost un ingredient ușor, mărul. Bă, Bucă s-a descurcat foarte bine cu mărul. 17 puncte, e bine. Da, eu pot mai mult de atâta, însă nu sunt eu. Mai avem o farfurie de 17 puncte. Și farfuria asta este a lui Andrei. Mă omoră șef. Am avut ingredient secret, brânzeturi. Am folosit... N-a fost secret, că l-ai aflat. A fost secret pentru mine. Și cine ți-a dat ție brânzeturi? Florin. Florin? Da, să-i mulțumesc și lui da. Florin. Da, o să iau un buchet de flori. Mergi în bucătărie. Bine că era aproape să strice de tur. Bă, când vă spune omul ceva, voi faceți exact invers. Când a zis Ginuța, ok, Andrei, pur și simplu m-au lăsat picioarele stânga-dreapta, stânga-dreapta. Nu știu ce dracu s-a întâmplat în momentul ăla. Aveam și emoții. Ar fi fost nasol pentru mine să mă duc cu farfurie slabă în bucătărie. Chiar mi-aș fi fost rușine. Bravo! Dragiule, dacă nu intrai trupa cu bătaie, cât ești de mare. Deci Florin i-a dat prânzeturi lui Andrei și a trecut glopțul pe la ureche și lui. Note medii. Pe bune, îți dă prânzeturi și tu faci tâmpenii. Prânz. Nu se face așa ceva. Asta o să-l coste pe el, asta o să mă coste pe mine, asta o să coste echipa în viitor. Acum era de împușcat. Poc! A, uite ce frumos stau eu aici, cu patru și tu cu unu. Uite, mai am unu. Să scape și ăsta. Măcar trimite-l și pe Samir dincolo ca să... N-ar fi rău vreo să zic. Dacă rămâi aici, Samir, ce bătaie strac, cât ești de mare. Nu vă bat acum. Una din noi, Bobule. Asta e. Bă, mi-e rău. Iulia, ai primit mascarpone. A, și-a făcut desert. De la cine? Andrei. De la Andrei. Și după ce că ai primit mascarpone, ai mai făcut niște tagliatele cu curmale și caramel. De ce? Dar te-au salvat, Iulia. Mamă, soară.
Mergi în bucătărie. Băi, fratelor. Păi, îmi veniți înapoi, că vă omor. Cu mâna mea. Două. Bine că a plecat nebuna, că din două retardate, măcar una să rămână. Tu, Angie, ai avut noroc? Dovlecel ai avut. Dar unde era dovlecel? Ce ai avut la liber? Ce ai făcut tu de la tine? Pene fierte în lapte cu șofran. Așa, și dulce. Și fructe caramelizate. Fii atent ce... Dacă ți-ar fi dat cineva fructe caramelizate, ai fi zis că vrea să te înfunde, să scape de tine. Am riscat. Ai riscat? Și te-ai salvat. Mergi în bucătărie. A patra probă, al patrulea duel, a patra oară când mă reîntorc în bucătărie. Bine, bă! Uita, da! Bravo, bravo! Iita că mai trece BDNG. Uita, da! Și singură, da? Felicitări. În sfârșit a demonstrat că nu are nevoie de nimeni în spate. E o femeie independentă. Dumnezeule mare, fete, am niște fete extraordinar de înțepate, extraordinar de smart, sunt foarte istețe. Loredana, ai avut o temă destul de ușoară. Și anume, praz. L-a aruncat peste jos. Ingredientul a fost dat de... De bucă. De bucă. Bucă, bucă îl duce capul de aici până acolo. Bă, ăștia ai mei sunt niște băieți extraordinari. Cred că le lasă gura apă după fetele alea de la Cătălin din echipă. Are vreun gând bucă cu tine sau... ți-a făcut vreo propunere? Nu știu, nu mi-a zis nimic până acum. Ah, ok. Poate cine, după prazul ăsta, poate cine știe să ceva. Și că au venit la plimbare, nu la concursii. Ce, hai să fim noi băieți buni și să le dăm ce e mai ușor să gătească. Samira a dat dovlecel. Greu, dovlecel, greu. Poate îi place de Angie, nu? Te omor. Mamă, am o stare ca și cum te-ar... Îți dă unul în cap așa cu piciorul. E foarte, foarte greu. Loredana. Ești salvată. Mergi în bucătărie. Mulțumesc. Mamă. Nu cred, nu cred. Bine, bă! Ai vreun gând cu mine, Buca? Ultimii doi, Samir și doamna Michi de la Cătălin. E groasă treaba, și acum... Iar dintre cele două farfurii... Cum am simțit? Foarte liniștită. Pastele ce le-am făcut chiar au fost foarte gustoase. Sunt foarte dezamăgit de mine, dar asta nici nu... Probabil dacă Doamne ajută, nu știu. Acum dacă aș trece mai departe, nici măcar n-am drept să mă bucur dacă trece mai departe. Samir a gătit kiwi. Eram sigur. Eram sigur. Ești salvat, Samir. Bă, dar cine ți-a dat kiwi, mă? Angie. Angie. Bă, tu vezi ce rele au fost, mă? Ce ăștia dorm pe ei, dorm în ghete ăștia ai mei, mă? Ai mei dorm în ghete, mă? Doamne! Dorm pe ei, dorm în picioare! Da, mă, dar și doamna aia, cum să-ți facă vinetele alea, mă, frate? Bun, dar nu mă interesează, mă, cum a făcut. Bine, Doamne! N-am putut să mai mă bucur. Adică dacă puteam să-i fac pe toți ceilalți să nu mai se bucure că am intrat în bucătărie, i-aș fi rugat, bă, nu vă bucurați niciunul, că n-aveți de ce, că am făcut un rahat, n-aveți de ce să vă bucurați. Nu. Asta e. De doamna Vârtop, de Michi, sincer, îmi pare rău, nu știu ce o să creadă ea sau ce nu o să creadă. Nu am niciun sentiment, chiar sunt liniștită că plec acasă. Da, am vrut să plec acasă.
Mi-aș fi dorit, dacă tot ți-ai fi dorit să pleci, măcar să fi plecat mult, mult, mult mai târziu. Echipa cu bune, cu rele, trebuie să fie echipa, cap-coală. Doamna Burto, îți mulțumesc pentru absolut tot și îmi pare atât de rău că ai plecat de vreme. V-am zis, uitați-vă, bă, la emisiune. V-am zis sau nu v-am zis? Da, șef. Da, șef. Ce mama dracu ați făcut? Doar Monica s-a uitat? Au mai fost probe în care s-au dat ingrediente de la o echipă la alta? Da. Da, șef. Ce mama dracu ați făcut, mă, voi? Deci de acum încolo, dacă mai vine vreo probă în care trebuie să faceți schimb de ingrediente, vă rog eu frumos, asfalt să dați. Hârtia de la ciocolată, nu ciocolata. Bucă doar frăjeală și atât. Samir doar frăjeală și atât. Cosmin, dau tot ce pot câștig. Andrei, se poate? Nu se poate. Ioane, se poate? Nu, șef, îmi pare rău. Am vrut să joc fair play cu ei, că... Doamne ferește. Păi eu mă cer cu ăștia, mă înjur cu ei pentru voi. Și voi jucați fair play, mă, frate. V-ați greșit emisiunea. Ați venit la emisiunea Cine face cel mai bine și mai frumos? V-ați venit să câștigați un concurs. Ați uitat treaba asta? Nu știu. Faceți-le favorul, dragii mei. Și de mâine încolo, vă rog frumos. Cât crezi că o să mai țină și norocul ăsta, gătind prost așa? Băi, repetați-vă toate tâmpenile pe care le-ați făcut azi. Și ne distrăm și mâine, da? Așa vor fi. Hai, ne vedem mâine dimineața. Mulțumim, șef. Noapte bună, dar. Noapte bună, șef. Noapte bună. Hai să terminăm. Deja sunt foarte plictisit de voi. Deci de două zile sunteți morți neîngropați. În halul ăsta o să-mi iau. Am ce să fac. Atâta tot. O seară bună.